Bună ziua! Eu cred că noi suntem gata să începem. Ne cerem scuze pentru mica întârziere din cauza unor chestiuni tehnice. Eu sunt Polina Panainte, sunt manageră de program la UN Women Moldova și vă salut călduros astăzi la Chișinău. Mult stimată doamnă Müller-Yuri, stimată doamnă Stoianovska, domnule Talev, stimate primare și primari, parteneri din societatea civilă și colegi de la UNICEF și UN Women, vă salut călduros și bine ați venit astăzi la acest eveniment al nostru care marchează extinderea parteneriatelor în Cahul și Ungheni pentru transformarea comunităților locale în comunități campioane în promovarea egalității de gen. Aș vrea să cred că începând de astăzi suntem mai mulți și mai puternici. Am început anul trecut cu 12 primării interesate să fie parteneri cu noi în acest proiect mare, proiectul de promovare a egalității de gen în Cahul și Ungheni, care noi pe scurt îi spunem EVA, dar iată că începând cu anul acesta interesul a fost mare din partea și altor localități din aceste raioane și ne bucurăm că încă 12 localități pe care astăzi le avem invitate în cadrul evenimentului s-au alăturat acestui proces. Evenimentul de astăzi este dedicat mai multor, să zicem, etape ale proiectului, pe lângă faptul că vom semna memorandumuri de cooperare cu 12 primării, intenționăm să anunțăm și inițierea unor parteneriate cu societatea civilă, atât la nivel național, cât și cu organizații neguvernamentale de la nivel local, care cu toții împreună, într-un efort concertat, ne dorim ca spre sfârșitul următorului an să avem rezultate în Cahul și în Ungheni, să avem două raioane pilot, raioane campioane, raioane pionier, noi le zicem, în Republica Moldova, în care egalitatea de gen este trăită, în care strategiile locale, planurile locale, bugetele locale sunt ajustate de o așa manieră încât femeile și bărbații, fetele și băieții din comunitate să se bucure în egală măsură atât de fondurile publice, cât și de alte inițiative care se întâmplă în aceste comunități. Pentru început, aș vrea să-i ofer cuvânt de deschidere doamnei Magdalena Müller-Yuri de la Delegația Uniunii Europene, care sunt finanțatorii noștri în acest proiect și susținători înverșunați a egalității de gen în Republica Moldova. Doamna Magdalena, aveți cuvântul. Mulțumesc! Bună ziua! Thank you very much! Also, welcome to the colleagues on the screen. I don't know if we can see them, Dominica and Maha. Ilya. Gender equality is a core value of the European Union, and it's a universally recognized. Este un drept uman recunoscut universal. Este imperativ pentru bunăstarea economică și prosperitatea economică și o bună guvernanță, pace și securitate. Toți oamenii în toată diversitatea acestora au de a-și trăi propriile vieți pentru a participa economic și social și pentru a fi egal. Sunt onorată să fiu astăzi aici. Eu înțeleg că noi vom fi aici la semnarea memorandumului cu 12 localități. Vom semna 5 acorduri de parteneriat cu 5 ONG-uri. Vreau să mulțumesc în special UN Women și UNICEF care organizează evenimentul de astăzi. Eu trebuie să mărturisesc că la sfârșitul anului trecut, în decembrie, noi deja semnasem 8 acorduri de acest gen și nu o să spun prea mult pentru că sunt sigur că noi avem colegii de la UN Women și UNICEF care vor vorbi despre acestea, dar eu înțeleg că deja la această etapă noi avem niște rezultate impresionante. Astăzi eu înțeleg că noi vom preda anumite echipamente către localități de semne pentru că să ne asigurăm că ele pot să se implice în totalitate în acest proces cu ajutorul acestui echipament. Societatea civilă, trebuie să spun, este un partener foarte puternic în acest proiect împreună cu organizațiile partenere și localitățile din acest proiect și sunt foarte încântată de această implicare. De asemenea, îmi pare bine că avem această întâlnire fizică pentru că avem de obicei WebEx și Zoom și văd fețe familiare și pot să spun că în mai multe alte evenimente de fapt eram la Cahul câteva săptămâni în urmă și văd și oamenii de acolo care erau implicați în aceste acorduri de parteneriat pe care le-am
semnat în trecut și văd foarte mult entuziasm și oameni care, într-adevăr, ei vor să fortifice egalitatea de gen și abilitarea femeilor, dar și de asemenea să curmeze violența împotriva femeilor și fetelor. Îmi pare foarte bine că avem aici pe Dominica și Ilia. De asemenea, îmi pare bine că pot să fiu astăzi în persoană aici. Și poate ultimul lucru care vreau să-l evidențiez este că în contextul COVID-ului, evident că în care trăim deja de un an și jumătate, așa a fost foarte greu pentru toți noi, atât în viața noastră privată, dar și de asemenea în viața noastră profesională. Și pot să spun că doar recent COVID-ul a avut un impact, astfel de impact diferite pe diferite oameni și asupra celor vulnerabile, de asemenea în acest context, asupra femeilor și copiilor în special. Noi am văzut că impactul socioeconomic al COVID-ului a fost și mai aspru și mai greu în acest context. Eu cred că acest proiect și parteneriatele pe care le-am clădit sunt cei mai valoroase pentru noi. Și vreau să spun că, din nou, că egalitatea de gen, abilitarea femeilor și lupta împotriva violenței împotriva femeilor și fetelor este și va continua să fie foarte puternică prioritate pe agenda Uniunii Europene. Vreau să mulțumesc frumos pentru faptul că ați călătorit spre Chișinău. Mersi mult că sunteți aici cu noi. Eu ofer cuvântul celorlalți și urmează să semnăm aceste acorduri. Mersi. Vă mulțumim foarte mult, doamnă Müller-Yuri, pentru acest cuvânt de introducere și pentru susținerea autentică pe care o acordați egalității de gen în Republica Moldova. Cu siguranță, Republica Moldova, ca și țară, ne dorim foarte mult apropiere de Uniunea Europeană, iar lucru împreună asupra promovării acestor principii și valori e bine că ne aduce împreună. Și vă suntem recunoscători pentru suportul care ne-l oferiți în acest sens. În continuare, aș vrea să ofer cuvântul doamnei Dominica Stoianoska, reprezentată de țară a UN Women Moldova. Dumneei este conectată cu noi online, prin Zoom, și o să testăm pentru o secundă dacă totul merge bine. Hi, Dominica, can you hear us? Mulțumesc, I hope you can hear me. Here, just a second, we want also to see you. Yes, I can see myself. Eu pot să mă văd pe mine. Bună ziua! Bună ziua și, într-adevăr, dragă doamna Magdalena, domnul Ilia, colegul meu, care este de asemenea online, și dragi primari din cele 12 localități, noi și parteneri și lideri de la ONG-uri care sunt prezenți astăzi aici, trebuie să mărturisesc că, în timp ce Magdalena e bine să fie aici în persoană, mi-e foarte rău că sunt online. Eu am așteptat să fiu desconectat de la Zoom, dar acum este imposibil acest lucru și vreau să mulțumesc tuturor vouă că a făcut posibil să vă vedem și să conectăm acest eveniment pe scurt prin Zoom. Eu sper că următoarea discuție o vom avea fizic. Eu vreau să spun și să-mi exprim în numele UN Women și echipa noastră, satisfacția noastră pe tot acest eveniment de astăzi. Noi îl vedem ca un eveniment ceremonial, ne vedem. Dar pentru noi înseamnă și mai mult. Asta înseamnă că este un simbol a extinderii parteneriatului și extinderii parteneriatului cu noi localități. Înseamnă foarte mult pentru noi și eu vreau să spun că suntem privilegiați și primarii au mers foarte mult astăzi în Chișinău. Dar de asemenea, extinderea parteneriatului cu NGO-urile experte la nivel național și de asemenea organizația la fel IRBE, graturile mici din Acest eveniment demonstrează ceea ce este de fapt EVA. Este un proiect pentru oameni, este un proiect care este la inima și de identificării cauzelor inegalității care continuă să persiste și inegalitatea de gen între femei și fete, bărbați și băieți încă există. Dar acesta este un proiect care creează soluții pentru aceste proiecte, pentru a depăși aceste inegalități și pentru a permite
un mai bun prezent și un mai bun viitor pentru noi toți, pentru femei și bărbați și pentru băieți și fete. Proiectul EVA colectează expertiza la UN Women, UNICEF și beneficiază de la suportul delegației Uniunii Europene și cele mai bune practici din partea țărilor Uniunii Europene, țările din Uniunea Europeană, unde egalitatea de gen este importantă pentru că viitorul Moldovei este în Uniunea Europeană. Și aceasta, de asemenea, proiectul EVA, de fapt, colectează experiența și cunoștințele din partea autorităților locale, din partea comunităților, pentru a identifica ce funcționează și să găsim soluții locale. Și ceea ce este important este că au fost depuse eforturi susținute pentru a crea politici locale pentru care răspund la diferite necesități. Pentru toți cetățenii din comunități, pentru că noi am văzut și noi am demonstrat că tipul de politici despre faptul că există soluții universale sau un tip de politici se potrivește tuturor, nu funcționează și nu ajută să depășim egalitățile inexistente. De asemenea, investițiile în echipele multidisciplinare, de asemenea, instrumentele multidisciplinare și devianța pozitivă asigură protecția și toate acestea aduce și rezultate în identificarea problemei, a cauzelor, de asemenea, soluțiile care sunt identificate. Și, pe de o parte, fortificarea și susținerea organizațiilor la filul ierbei și ONG-urile sunt foarte importante priorități pentru noi. De aceea, noi putem să vedem că acest lucru continuă. De asemenea, după proiect, noi lucrăm cu autoritățile și noi ne pare bine să avem primarii astăzi aici cu noi, de asemenea, ne pare bine să creăm noi acorduri de parteneriat cu voi și cu ONU pentru a fortifica lucrul nostru. De asemenea, să investim foarte mult în capacitatea și în de consolidarea consensurilor la nivel local din acele două raioane, pentru că organizațiile locale sunt de asemenea acelea care vor continua lucrul. Ei vor începe noi servicii și se vor specializa în acestea și vor susține aceste eforturi pe parcursul perioadei proiectului. Dar de asemenea, cel mai important este că și eu spun acest lucru, autorităților, ei vor continua să responsabilizeze autoritățile pentru ca ele să fie responsabile în fața cetățenilor. Deci, ca să concluzionez, vreau să spun că EVA este foarte complexă. Este un proiect greu, dar este un proiect foarte promițător și eu îl văd așa, pentru că noi suntem implicați în toate aceste discuții și co-crearea soluțiilor și noi vedem acele schimbări care se întâmplă în această perioadă și eu îmi pare foarte bine că fac parte din acesta și eu chiar sper că primarii, de asemenea, vor fi parte din acest proiect, la fel și noi noștri parteneri din partea ONG-ului. Și vreau să mulțumesc tuturor partenerilor noștri, acele existenți și cei noi, pentru faptul că sunt cu noi, colegii de la UNICEF pentru lucru comun, delegația Uniunii Europene, Magdalena, și mulțumesc frumos și lui Victoria pentru dialogul și suportul oferit și, de asemenea, pentru toată echipa EVA pe care eu o văd zi cu zi că investesc inimile și sufletele în acest proiect și îmi pare foarte bine să fac acest lucru. Deci eu chiar mersi frumos pentru aceste câteva minute în care sunt cu voi și eu sper că noi toți vom avea un progres bun și vom continua pe calea pe care am ales-o. Mulțumesc frumos și eu oricum vor rămâne aici cu voi pe ceva timp și vă dau cuvântul. Mulțumim mult, Dominica, pentru aceste cuvinte de încurajare. Într-adevăr, proiectul EVA aduce împreună diferiți actori. Nu este un proiect doar al UN Women, este un proiect în care noi toți împreună ne dorim această schimbare și noi toți împreună depunem eforturi, resurse, energie ca să facem comunitățile mai bune, să aducem mai multă bunăstare pentru toată lumea din satele și orașele din Cahul și Ungheni. Un partener, sau singurul nostru partener, să zicem, oficial mare al proiectului este UNICEF-ul și în continuare aș vrea să ofer cuvântul lui Ilia Talev, care de asemenea se va conecta la acest eveniment online printr-o intervenție Zoom. Ilia, if you can hear us, please you have the floor. We can see you. Bună dimineața. You can see me. Can you hear me too? Yes, all good. Thank
Mulțumesc foarte mult, mersi mult, Polina. Este minunat să fiu aici cu voi și eu sper că tehnologiile ne vor permite ca să meargă totul bine, pentru că eu am avut anumite probleme din partea mea aici. Deci îmi spuneți dacă cumva mă pierd pe parcurs și dacă nu mă auziți, poate îmi dați de mână, pentru că eu văd câteva persoane în auditoriu. Deci aș vrea să văd și fețele, dar din păcate eu sunt în afara țării și pot să mă alătur acestui eveniment de la distanță. Dar așa cum spunea Domenica, eu într-adevăr mi-aș fi vrut și aș fi dorit să fiu aici cu voi în persoană și sunt în așteptarea următoarelor discuții când vom putea să fim în persoană. Bun, haideți să încep prin în primul rând să salut pe Magdalena și Domenica și le mulțumesc pentru faptul că mi-au permis să lucrez cu voi virtual în acest eveniment pentru a vă saluta cu această ocazie minunată, deși este ceremonială. Deci mersi frumos că ați întors camera, mersi mult, acum văd persoanele și fețele lor. Deci, într-adevăr, este foarte bine să fiu aici cu voi la acest eveniment. Eu sunt un fan mare a proiectului EVA. Acesta este una din multele activități pe care noi le implementăm împreună cu Uniunea Europeană și cu UN Women și alți parteneri aici prezenți în sală. Dar EVA este aproape de inima mea din cauza numărului excepțional de rezultate și pe care am reușit să le atingem într-o asemenea perioadă scurtă de timp. În pregătirea acestui proiect, eu vorbeam cu Gheorghe, managerul nostru de proiect, care este aici în auditoriu. Încercam să înțeleg, pentru să cuantific anumite rezultate pe care ne-am reușit să le atingem în primele 8 luni ale acestui proiect din decembrie 2020 și era foarte impresionant acest lucru. Noi avem peste 100 de profesioniști care erau membri echipei multidisciplinare care acum au fost instruiți în prevenirea și abordarea violenței împotriva femeilor și copiilor și peste 1000 de profesioniști au fost instruiți în protecția copilului și împreunarea acestui în școli. Avem 42 de copii din 21 școli partenere instruiți în procesul de deciziilor și participarea copiilor în școlile unde ei învață. Deci noi avem un ghid dezvoltat pentru lucrătorii în sănătate pentru a identifica cazurile de violență și neglijarea copiilor. Și de asemenea am instruit 48 de doctori și 134 de asistenți medicali în identificarea violenței împotriva copiilor. Și evident că toate acestea nu ar fi fost posibile fără echipamentul care a fost donat la 55 de asistențe medicale din mai multe localități din Cahul și Ungheni. Și aceasta este doar începutul a tuturor rezultatelor până în prezent. Grație acestor parteneriate pe care noi urmează să le semnăm astăzi și parteneriatele existente, vom putea să adăugăm la aceste rezultate și împreună cu voi vom putea să continuăm să lucrăm la fortificarea serviciilor sociale pentru fiecare, în special pentru femei și copii pentru în Ungheni și Cahul și restul țările. Noi sperăm că vom avea multe rezultate și pe la sfârșitul acestui proiect vom avea peste 20 de psihologi locali din școli instruiți pentru a susține în mod corespunzător copii victime a violenței sexuale și de asemenea. Peste 130 de părinți vor fi instruiți pentru programe împotriva abuzului și loviturilor. Peste 700 de părinți vor fi instruiți de asemenea în lucru cu adolescenții și de asemenea vom lucra cu nursele pentru a implementa vizitele acasă pentru a identifica precoce violență și de asemenea peste 3.500 de copii și femeile lor vor beneficia de suportul nostru. Deci aceasta este doar începutul, așa cum am spus eu, și deci de asemenea sperăm noi că beneficiile vor fi replicate nu doar în aceste două raioane, dar și în restul țării. Și este foarte important să menționez că deja partenerii, mersim frumos partenerilor de aici prezenți, noi deja am extins mai multe raioane
și localități în aceste raioane unde au fost atinse rezultate de la cele 24, peste 60 de localități și de asemenea vedem foarte mult interes peste Cahul și Ungheni pentru aceste activități de proiecte. Deci ele sunt replicate de către colegii care sunt în afara acestor două raioane și noi suntem încrezuți că la sfârșit noi vom acoperi cu mult mai multe, mulți mai mulți copii, femei și profesioniști în afara de Cahul și Ungheni. Astăzi, noile parteneriate care urmează să le semnăm cu Asociația Presă Independente, cu CCF Moldova și cu ce ne facem, ne vor ajuta să avansăm pe aceste rezultate și să îmbunătățim capacitățile medie locale pentru a acoperi etic și profesionist acele aspecte sensibile ce țin de violența împotriva femeilor și copiilor. Deci pentru a fortifica capacitatea locului unități pentru a oferi servicii alternative pentru copii și de asemenea pentru a promova canale sigure pentru a raporta violența împotriva copiilor. În acest sens, eu vreau să mulțumesc foarte mult domnului Macovei, directorul de Asociația Presă Independente, domnul Rotaru, directorul CCF și domnul Donos, directorul Ce ne facem și angajații și echipa lor pentru faptul că ne-au ajutat să atingem, să realizăm acest scop. Și în cele de urmă vreau să mulțumesc partenerilor noștri locali, primarii, autoritățile locale, profesioniștii locali pentru faptul că într-adevăr, chiar într-adevăr faceți un lucru incredibil în a ne asigura că proiectul este un succes și că noi de fapt schimbăm viețile cu femeilor și copiilor. Vreau să mulțumesc angajaților proiectului nostru, proiectul EVA, din partea delegației Uniunii Europene, UN Women și colegii mei de la UNICEF pentru faptul că au lucrat asidu în această inițiativă și pentru totul ce au făcut ei și continuă să facă zilnic pentru a ne asigura că noi putem să avansăm drepturile și protecția drepturilor și copiilor și femeilor în Moldova, în special în aceste două raioane, pentru a arăta acest lucru și a demonstra rezultatele care vor rezona, sper eu, în afara Moldovei. Mulțumesc frumos, încă o dată. Așa cum a spus Dominica, noi vom rămâne puțin timp cu voi și din păcate va trebui să ne conectăm pentru alte angajamente, dar vă rog să cooperați, să contactați, vă rog să inovați, vă rog să gândiți creativ. Activitățile proiectului vor continua și vor continua să funcționeze și noi chiar sperăm că noi vom putea să ne întâlnim în persoană și să împărtășim rezultate și de asemenea să putem să ne întâlnim cu beneficiarii în persoană și să mergem în aceste raioane. De grabă, mersi mult! O zi productivă! Mulțumesc frumos! Ilia și într-adevăr anumite rezultate au început deja să se vadă, însă asta este doar începutul, cred eu, și proiectul durează să fie implementat încă cel puțin un an și jumătate, timp în care sper că ne vom bucura cu toții de și mai multe rezultate, atât pe domeniul de prevenire și combatere violenței față de femeile adulte, cât și violența de gen în rândul copiilor. Mulțumim foarte mult pentru buna colaborare pe care o avem cu UNICEF-ul în acest efort. În continuare, urmează să semnăm oficial aceste memorandumuri de cooperare cu 12 primării. E vorba de autoritățile publice locale din Pelinei, Cucoara, Alexanderfield, Vadul lui Isac, Alexandru Ioan Cuza, Baurcii Moldoveni, Satul Cornești, Orașul Ornești, Cornești, Costuleni, Sculeni, Teșcureni, Valea Mare. Așadar, noi împreună cu aceste comunități am început cooperarea încă din februarie, dar dat fiind faptul că a fost COVID-ul, am avut mai puține posibilități să ne vedem față în față, așa că ne bucurăm cel puțin că astăzi este posibil acest eveniment în care oficial semnăm memorandumurile și o să prezentăm și o donație de echipament tehnic. Echipament care sperăm să contribuie la o mai mare transparență în activitatea autorităților locale în condiții de COVID, dat fiind faptul că o bună parte din comunicarea pe care o aveți acum se face online și cunoaștem limitările care există în comunități când vine vorba de echipament, dar și pentru a asigura, să zicem, o mai mare interacțiune cu femeile și bărbații din comunitate pe procese de consultare.
implicare în procesul de luare a deciziilor. Se apropie, să zicem, sfârșitul de an, perioada în care se aprobă și bugetele pentru anul viitor și sperăm foarte mult că mica noastră contribuție o să vă ajute ca să discutați cu cât mai mulți cetățeni și cetățenii din comunitățile dumneavoastră pe ce este important să se întâmple în comunitate, cum este mai bine să fie cheltuiți banii publici. Ca parte a activităților pe care noi le-am inclus în aceste memorandumuri de cooperare, sunt strategiile locale. O parte dintre comunități lucrează împreună cu noi pentru elaborarea de la zero a strategiilor locale de dezvoltare, alte comunități însă sunt în proces de ajustare a acestora, astfel încât să ne asigurăm că egalitatea de gen este transversal integrată în aceste documente. Nu mai vrem obiectiv specific doar pentru egalitate de gen, care, să zicem, există o anumită interpretare limitativă a acestui concept. Ne dorim ca egalitatea de gen să fie luată în calcul și atunci când vorbim despre infrastructură și despre cultură și despre agricultură sau despre alte procese care se întâmplă în comunitate. Și vă suntem recunoscători pentru deschiderea pe care o aveți pentru aceste discuții. De asemenea, pentru prima dată, împreună cu dumneavoastră, vom testa aceste bugete sensibile la gen, care ar trebui să intre în vigoare începând de anul viitor. Dar, fără să mai răpesc mult din timp, vreau să invit pe Magdalena și pe Svetlana Andrieș, specialistă de programe de la UN Women Moldova, care vă vor înmâna aceste memorandumuri de cooperare. Aș vrea să invit pe rând primarii și primarele, da, Magdalena, Dominic, Svetlana? Deci urmează să vă înmânăm memorandumurile și să facem o fotografie de protocol. Maybe you can come here so that you have the pictures. Okay. Yes, if there's anything you need to... Yeah. There? In front of the... You can see the flags as well? Poate mutăm tribuna să mișcăm. Putem să mișcăm. Ok, hai să încercăm. I do what I'm told. Polina, dar dacă mutăm numai bannerul și aici pe litere? Da, da, nu-ți aici. Da? Asta nu se mută pe ecranul.
continuare dorim să anunțăm și înmânarea acordului de parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, o organizație cu expertiză bogată la nivel național în promovarea și avansarea egalității de gen, în cadrul unui parteneriat la care ne ținem foarte mult pentru a susține inițiative locale sensibile la gen. Deci, pe lângă faptul că vă ajutăm cu strategiile, vine și acel suport care va oferi acces la resurse ca să implementați aceste intervenții, care vor fi făcute deci, în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, și aș vrea pe această cale să ofer și cuvântul lui Alexei Buzu cu o scurtă descriere a ceea ce urmează în cadrul acestui proces. Mulțumesc! Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult. În 2016 noi am făcut o cercetare împreună cu Ion Uman și de fapt acolo am constatat, se aude, da? Nu? Se aude acum. Spuneam că în 2016 am făcut o cercetare împreună cu Ion Uman și de fapt acolo am constatat un lucru care e bine știut. În localitățile unde există mai multă egalitate de gen, prin reprezentarea mai echilibrată a bărbaților și a femeilor, mai multă participare, noi am constatat că acolo cetățenii, în general, au mai mari încredere în autoritățile publice locale și sunt mult mai satisfăcuți de situația din localitate. Deci chiar putem așa să aveam un grafic care arăta lucrul ăsta. Și asta noi cunoaștem foarte bine, inclusiv când am în multe localități în care am avut proiecte, parteneri, ONG-uri, grupuri de acțiune, am observat asta pe viu. Și după mine asta este esența acestui proiect inedit, din care și noi de astăzi facem parte. Și un alt lucru foarte important după noi este că lupta pentru egalitate de gen este destul de dificilă și pentru o parte din noi a fost o luptă așa în care eram singuri. Și al doilea beneficiu care îl aduce Eva este că lărgește această familie zi cu zi, comunitate cu comunitate, organizație cu organizație, grup comunitar, persoană, bărbați, femeie, tineri și tinere. Și după mine asta este un beneficiu inestimabil pentru Republica Moldova. Ce vom face noi este că o să încercăm într-adevăr să testăm și să punem în practică toate aceste concepte, poate care la început păreau a fi ezoterice. O să încercăm să susținem inițiativele comunitare, să fortificăm parteneriatul dintre membrii comunității, bărbați, femei și autoritățile publice locale, să mobilizăm, să dezvoltăm cunoștință, să le punem în practică și împreună cu ceilalți parteneri din cadrul proiectului o să mobilizăm un fond de aproximativ 3.200.000 de lei pentru a susține financiar aceste inițiative. Pe lângă suportul financiar, o să venim iarăși cu suport, cu ghidare, o să fim alături, o să încercăm să învățăm și să ne gândim împreună cum putem să lărgim, dincolo de aceste două raioane, marea familie a celor care cred și luptă pentru egalitate de gen în Republica Moldova. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată. Încă un partener important pentru noi, cu care începem colaborarea, începând cu zilele următoare, este Terdezom Moldova și pe această cale aș vrea să o invit pe doamna Elena Madan, directoarea organizației, să-i fie mânat certificatul de parteneriat, după care cu scurta locuțiune despre ce urmează să se întâmple în cadrul acestui acord. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor! În numele echipei Terdezom aș vrea să mulțumesc în primul rând UN Women pentru încrederea acordată. Este într-adevăr primul nostru parteneriat și ne bucurăm de acest lucru. Noi ne-am propus în cadrul acestui proiect să
lucrăm cu organizații ale societății civile la nivel local din regiunile Cahul și Ungheni pentru a identifica împreună cu acestea și a găsi soluții inovative pentru a răspunde la fenomenul de violență în bază de gen. Pentru noi este o continuare și o fortificare a eforturilor pe care Terdezom deja le face de mai mulți ani pentru a răspunde la acest fenomen și abia așteptăm să ne împărtășim cu experiența noastră, dar să aducem și bune practici din spațiul european pe care o să le identificăm împreună, care vor fi adaptate la contextul local și care o să ne ajute să răspundem mai bine în fața acestui fenomen. Succes tuturor ne dorim! Mulțumim, Elena. În continuare aș vrea să invit colegii de la UNICEF să anunțe parteneriatele care au fost stabilite în cadrul proiectului EVA pe dimensiunea de prevenire și combatere a violenței față de copii. Îl invit pe Gheorghe Trofin, managerul de program de la UNICEF. Bună ziua tuturor! În primul rând, în două cuvinte, aș vrea să mulțumesc foarte mult colegilor de la UN Women pentru cooperarea fructuoasă pe care o avem și inclusiv delegației Uniunii Europene, dar și partenerilor din societatea civilă. Pe lângă cele patru parteneriate pe care le anunțasem la sfârșitul anului trecut, cu intervenții în școli, comunități, echipe multidisciplinare, lucru cu copiii, acum suntem bucuroși să mai anunțăm încă trei parteneriate. Unul ce vine să susțină instruirea mass media locale pentru a promova activități de antiviolență, în primul rând, de a reflecta corect violența împotriva copiilor și femeilor, dar și de a deveni sensibile la gen și a promova mesaje de promovare a egalității de gen. În acest context, aș vrea să-l invit pe domnul Macovei pentru a primi certificatul de parteneriat domnul director al Asociației Presi Independente. Bună ziua, stimați colegi! Mă bucur foarte mult să fiu astăzi aici cu dumneavoastră. Mă bucur foarte mult pentru aceste două raioane, Ungheni și Cahul, care beneficiază de suport extraordinar, foarte mare, foarte important pentru dezvoltare, pentru modernizare, pentru schimbarea de mentalități și de realități. Proiectele vin și se duc, iar dacă la sfârșitul acestor proiecte Cahulul și Ungheniul nu vor fi sau vor fi nu în măsura în care ne așteptăm noi, comunității exemplu, inclusiv pe segmentul de egalitate de gen, pe non-discriminare, atunci vina este a noastră, pentru că nu am știut să facem față acestor mari oportunități și acestei mari șanse care este oferită. Atât autorităților din aceste raioane, dar și societății civile, mass mediei din aceste raioane, până la urmă cetățenilor din Ungheni și din Cahul. Nici o schimbare nu poate avea loc până nu sunt convinși oamenii de necesitatea acestei schimbări. Iar instituțiile mass media, acum mai nou și rețelele sociale, între paranteză voi spune că asta nu sunt media, dar și ele sunt influenceri, adică influențează opiniile oamenilor. Este foarte important ca mesajele pe care le transmit aceste structuri, aceste platforme mediatice, să fie unele corecte, care promovează egalitatea de gen, care promovează intoleranța față de orice tip de discriminare și de abuz. Abuz împotriva femeilor, abuz împotriva copiilor, abuz în general. În cadrul acestui program, Asociația Presiei Independente va lucra cu mass mediile locale din Ungheni și din Cahul și aici avem o mare mică problemă pentru că instituții media, jurnaliști sunt puțini în regiuni, în redacțiile sunt mici,
Colaboratorii acestor redacții trebuie să acopere o mulțime de subiecte și trebuie să facă față multor provocări. O să încercăm să ajutăm colegii de la Ungheni și Cahul să fie mai profesioniști, să abordeze aceste subiecte sensibile de la latitudinea responsabilităților deontologice, și anume să fie primii avocați ai victimelor. Ori, presa, după cum bine se știe, este câinele de pază al democrației. Democrația înseamnă, în primul rând, drepturile omului, egalitatea de gen este drept al omului. Vom ajuta colegii din mediile locale să fie mai buni, îi vom instrui, le vom oferi traininguri în haos, le vom oferi materiale pe care ar putea să le utilizeze în activitatea lor de zi cu zi, îi vom ajuta să desfășoare campanii la nivel local pentru ca cetățenii din Ungheni și din Cahul să fie și ei mai sensibili și mai capacitați. Capacitați în sensul intoleranței față de orice încălcare a drepturilor omului. Sper să ne reușească, sunt sigur că ne va reuși. Îndemn colegii din mass-mediile locale din Cahul și din Ungheni să fie deschiși pentru colaborare, pentru că până la urmă meseria noastră a jurnaliștilor este să informăm, dar și să formăm opiniile oamenilor. Mulțumesc tare mult! Aș vrea în continuare să invit pe doamna Liliana Rotaru, directoare la CCF Moldova, cu care vom lucra să facem servicii mai bune pentru copii. Mulțumesc foarte mult, o să vorbim mai mult la sfârșitul proiectelor. Acum vreau doar să vă zic că vom ajuta asistenții parentali profesioniști să aibă abilități, cunoștințe și atitudini ca să poată să îngrijească de copiii care au fost victime sau martori ai unor diferitor forme de violență și abuz. Iar în baza acestor două raioane vom încerca să ajutăm și celelalte raioane din țară. Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să-l invit pe domnul Alexandru Donos, director al Ce ne facem, cu care vom promova canale sigure de raportare a violenței pentru copii. Stimate doamne, stimați domni, dragi colegi și colegi, bună ziua! Deci, în parteneriat cu UNICEF, în acest minunat proiect EVA, vom susține serviciul telefonic gratuit pentru copii, un serviciu care poate fi apelat de copii care au nevoie de grijă, de susținere, de consiliere. Și noi activăm 24 din 24, 7 zile în săptămână. Și acest minunat proiect va da posibilitatea să evoluționăm tehnologic, informațional și profesional, întrucât toate vocile copiilor să fie auzite și este o posibilitate să cunoaștem lucrurile reale de la prima sursă, de la copii. De ce eu vă doresc tuturor succes, mă bucur pentru colaborare și într-un ceas bun, pentru că în Ungheni și Cahul iau amploarea niște activități foarte importante care vor avea un impact pozitiv la nivel național. Într-un ceas bun! În continuare, dorim să anunțăm și oferirea de suport instituțional pentru nouă organizații mici, organizații locale din Cahul și din Ungheni. Organizații care pe parcursul următoarelor 6 luni vor fi capacitate ca să devină niște organizații sustenabile, niște actori puternici în comunitate, iar ulterior să fie angajați în activități de promovare a egalității de gen, de prevenire și combatere a violenței față de femei, fete, dar și de oferire de servicii atât de necesară victimelor și supraviețuitoarelor violenței.
De asemenea, cooperarea cu organizațiile neguvernamentale la nivel local este un factor important și pentru asigurarea durabilității proiectului nostru. Noi lucrăm și cu autoritățile și cu cetățenii, dar aceste organizații mici, organizații locale, sunt cei care vor responsabiliza autoritățile publice locale ca și în continuare, după finalizarea proiectului, angajamentele pe care și le-au luat pentru egalitate de gen să fie autentice și să rămână pe agenda publică. Așadar, aș vrea în continuare să oferim aceste certificate de granturi mici către nouă organizații și aș ruga foarte mult pe Svetlana Andrieș și Magdalena pentru a amâna aceste certificate câte unul pe rând. Invităm Camera Tinerilor Antreprenori GCI Ungheni. Alternative Sociale Ungheni. Facul 2030, deci Alternative Sociale Ungheni. Nu, treceți așa. Cahul 2030. Andrieș. Și se pregătește ECOU. ECOU, Ecologie pentru Sănătate, Prosperare, viitorul începe astăzi și UNIFEM. Andrieș. Da. Invităm partenerii de la ECOU Cahul. Ecologie pentru Sănătate Ungheni. Prosperare, Burlacu Cahul. Asociația de Educație Civică Viitorul începe astăzi de la Ungheni. UNIFEM Manuilești Ungheni. Între timp s-a alăturat și doamna primar de la Baurcii Moldoveni și am vrea să-i mânăm și dumneiei memorandumul de cooperare în cadrul proiectului EVA. Colegi, unde-i memorandumul? Ok, îl căutăm, s-a rătăcit. we have lost it. It's here. Doamna Elena Ienache, vă invităm. Pe finalul acestui eveniment aș vrea totuși să oferim cuvântul și a doi primari, o primară și un primar din comunitățile partenere, cu o scurtă alocuțiune despre importanța de a deveni parteneri ai proiectului EVA și ce înseamnă pentru ei acest proces. Aș vrea așadar să invit pe doamna Alexandra Piscunov, primară de la Vadul lui Isaac, Cahul, cu o scurtă alocuțiune. Bună ziua, vă salut pe toți. Fără îndoială vreau să mulțumesc pentru faptul că am fost norocoșii care am fost selectați în cadrul acestui proiect important și eu zic nu doar proiect, dar un proces
care a declanșat aici și acolo la noi o adevărată revoluție, zic eu, emoțională și intelectuală, pentru că este foarte important să ne dăm seama și realizăm foarte clar că comunitățile noastre sunt constituite din oameni. Oameni care la rândul său vin din familii, iar familia, zic eu, este catalizatorul din totdeauna a unei comunități. O sintagmă foarte frumoasă în cadrul acestui proiect, eu cred că noi nu doar am acceptat-o, dar am adoptat-o, este vorba de devianța pozitivă. Pentru că ce poate mai frumos decât unde este o devianță în aspectul bun al cuvântului și cel mai mult ce ne-am dorit noi în cadrul și în cadrul proiectului și ulterior, să vedem femei și bărbați împliniți și fericiți, realizați, pentru că până la urma urmei, așa cum spunea Claudia Partoli într-o lucrare foarte frumoasă, zice, pentru că Dumnezeu a dat bărbatului femeia pentru ca să o poată completa asemenea unei păsări care să zboare cu două ari. Evident că avem mai multe direcții, noi avem strategia, dar o ajustăm. Foarte important este elaborarea de acele bugete sensibile la gen și, sincer să vă spun, chiar până la asta nu am luat în calcul că este necesar să ținem cont, chiar dacă undeva la noi în minte era, să luăm în calcul necesitățile bărbaților, femeilor, evident, în urma proiectului. Vreau să menționez aici rolul formatorilor, care pur și simplu ne-au atâțat spiritele, ne-au aprins, pentru că au fost utilizate niște tehnici și metode extraordinar de bune, care ne-au îndemnat și ne-au ajutat să descoperim niște lucruri care până acum. Evident, ne dorim neapărat nu doar să diminuăm, nu doar să promovăm excluderea violenței în familie, ne dorim să o excludem. Cineva din antivorbitori a zis că dacă nu se acceptă, dacă nu, eu zic că noi vom reuși, noi vom realiza și foarte important este să ținem cont de faptul că armonia în oricare comunitate și în societate este dictată de echilibru dintre ceea ce înseamnă femeie și bărbat, dintre semnul egalității dintre acești doi care în ultimă instanță și asigură bunăstarea. Evident, eu și toată comunitatea noastră și colegii care sunt prezenți aici ne dorim să vedem femei zâmbând, bărbați realizați prin faptul că au asigurat garanția, siguranța și protecția femeilor. Noi vă mulțumim foarte mult și sper că la finele proiectului comunitatea să fie foarte mare, nu doar satele noastre și comunitățile noastre, dar poate mult mai mulți cei care, după exemplu și modelul nostru, vor dori și ei să adere, pentru că este important. Mulțumim mult la mai mult și la mai mare, zic eu, pentru că este important ceea ce facem. Vă mulțumim! Mulțumim, doamna Piscunu, pentru inspirația pe care ne oferiți nouă și pentru faptul că des colegii zic că la Vadul lui Isac este o echipă multidisciplinară foarte bună, de la care mulți am putea să învățăm. Așa că, da, vă încurajăm să mențineți acest entuziasm și în continuare și ne dorim să avem o colaborare bună pe parcursul întregului proiect. În continuare aș vrea să ofer cuvântul și domnului Alexei Antoci, primarul de la Valea Mare, Ungheni, cu o scurtă locuțiune din nou despre importanța promovării egalității de gen în comunitatea dumnealui. Domnule Antoci. Vă mulțumesc și vreau să zic la toți bună ziua. Vreau să vă comunic că comunitatea mea, Valea Mare, raionul Ungheni, este foarte bucuroasă și mulțumită că am fost selectați în programul EVA și suntem parteneri.
instruirile sau programul a lucrat într-o perioadă foarte complicată, cu restricții și pe platforma Zoom, foarte complicată, adică pentru toți, probabil toți colegii noștri cunosc, stând atâtea ore în fața calculatorului, dar am avut pe final de proiect, adică săptămâna trecută, am avut și o întâlnire la Chișinău, unde a fost mai productivă, zicem, și vreau să zic ce am obținut noi, comunitatea noastră din Valea Mare. Am obținut, în primul rând, am lucrat în echipă, lucrul în echipă este un lucru foarte bun, avem comisia multidisciplinară, dar după instruiri, după lucrurile astea, a devenit echipa mai prietenoasă, mai responsabilă și chiar avem și niște lucruri rezolvate. Am avut niște lucruri care nu știam cum să le rezolvăm, dar fiind instructați și problemele s-au rezolvat foarte bine. Ce înseamnă pentru comunitatea noastră acest program? Zic din start pentru că noi, când am aderat la acest program, chiar și eu personal, ziceam că la egalitate de gen parcă ședem bine, nu avem, dar studiind întrebarea, am observat că într-adevăr sunt niște lucruri care noi nu le-am tras atenție până în prezent. Suntem acum la elaborarea unei strategii de dezvoltare locală prin care implementăm cu egalitate de gen. Pe viitor, acuș, mâine pe mâine, colegii mei primari știu că ne vom apuca de lucru cu bugetul pentru anul viitor, iar vom avea grijă să, în bugetul de pe anul viitor, să punem articolul cheltuieli și implementarea acestui proiect. Noi avem niște strategii făcute, astăzi lucrăm pentru pe viitor, adică trebuie să facem niște acțiuni la care vreau să mulțumesc echipei de la proiect, pentru că ei au fost foarte grijulii cu noi, au fost atenți, ne-au ghidat, adică ne se dădea tema, dar oricum gândirea sau rezolvarea era din partea noastră și asta e foarte bine, adică nu ne-a spus că uitați-vă, lucrul ăsta se rezolvă așa, gândiți-vă singuri și să rezolvați. Vreau să spun că echipa a fost foarte bună, a fost la nivel și sperăm că să mai avem alte proiecte cu dumnealor, pentru că colegii mei știu că dacă noi suntem parteneri sau suntem aplicați unui proiect, pe viitor ne este mai ușor de a aplica alte proiecte, că așa este la noi în Republică. Și vreau să vă zic că mulțumesc echipei pentru lucrul care l-ați făcut cu noi pe parcursul acestei perioade. Noi vom fi responsabili și vom implica aceste lucruri care le-am învățat cu dumneavoastră împreună și asta vă zic mulțumesc și da, mulțumesc mai mare! Mulțumim, domnule Antoci, lucrul abia a început, așa că urmează încă să ne vedem mult de astăzi mai departe. Pe finalul acestui eveniment vreau să reiterez faptul că noi astăzi am anunțat memorandumul de cooperare cu 12 noi localități din Cahul și din Ungheni și că am anunțat demararea de inițiative care vin să celebreze egalitatea de gen și să susțină eforturile autorităților locale, societății civile de a asigura drepturi egale, oportunități egale pentru femei și bărbați, dar și de a transforma raionul Cahul și Ungheni în raioane, campioane în promovarea egalității de gen. Vreau să doresc succes nouă tuturor și fie ca la finele anului 2022 să ne întâlnim într-o țară în care femeile se simt mai sigure, unde fiecare fată, femeie, bărbat, băiat pot să-și realizeze pe deplin potențialul, indiferent de genul pe care îl au. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi alături de noi și vă invităm în continuare la panoul pentru fotografiat, după care să avem și oportunitatea de a socializa atât timp cât încă este posibil. Vă mulțumim și o zi bună!